Luna viitoare, instituția prefectului va fi pichetată de sindicaliștii Confederației Sindicale Cartel Alfa. Pe 18 octombrie, aceștia vor ieși în stradă să-și strige nemulțumirea față de guvern. Protestatarii spun că executivul nu are un dialog social real și nu respectă angajamentele luate prin programul de guvernare. În țară, în fiecare zi, câte două filiale ale Confederației Sindicale Cartel Alfa vor organiza pichetări în fața prefecturilor din câte două județe. Prin aceste acțiuni de protest de lungă durată, sindicaliștii își exprimă nemulțumirea față de politica guvernului. S-a hotărât la nivel central, federațiile au hotărât în Comitetul Confederal, pentru că cei de la putere nu prea au dat curs solicitărilor noastre și nici nu au dat curs unui angajament făcut înainte de alegeri, prin care se spuneau că atunci când vor ajunge la putere vor modifica codul muncii, vor modifica legea dialogului social în interesul angajaților și nu numai angajatorului. După ce au luat puterea, au uitat de tot, toate promisiunile. Insistențele confederațiilor și în CES și în alte foruri de a pune problemele nu au dat succes, nu au avut succes. Și atunci s-a hotărât la nivel de Cartel Alfa ca în luna octombrie câte două județe pe zi să picheteze prefectura concomitent cu pichetarea ministerilor la nivel național. La Suceava ne revine data de 18 octombrie. Eu am informat toți liderii care sunt afiliați prin federație la Cartel Alfa săptămâna trecută, joi, și aștept o propunere pentru o oră, stabilim ora în care ne propunem acțiunea de pichetare a prefecturii, pentru ca să pot să fac din partea filialei demersurile pentru obținerea autorizației. Nemulțumirile sindicaliștilor sunt multe, dar una care îi doare cel mai tare este aceea că executivul nu are un dialog social real. Sindicaliștii mai cer garanția unei plăți decente, adică un salariu minim brut pe țară de cel puțin 1000 de lei în 2014. Deci nemulțumirile, în primul rând, este nemodificarea legii dialogului social și a codului muncii, a unor prevederi din legea dialogului social și a codului muncii. Astea ar fi principalele din punct de vedere sindical. Acum la nivel de județ sunt o grămadă de doleanțe. Și asta am făcut un demers pentru întâlnirea Comisiei de Loc Social la nivel de Prefectură Suceava, în care se dezbatem o sumedenie de probleme în care ne confruntăm și în învățământ. Și am trecut și cele două de la nivel național, toate înscris în acțiuni dedicate Zilei Mondiale Educației din 5 octombrie. Acum așteptăm din partea Prefecturilor un semnal.